Deși se află pe locul al treilea în cadrul ligii întâi la fotbal, neînțelegerile dintre conducerea clubului Astra Giurgiu și antrenorul echipei au un deznodământ nu tocmai fericit pentru echipă. După plecarea lui Dinu Vam a fost demis și antrenorul Gigi Mulțescu. Asta deși echipa giurgiuveană a mai câștigat 3 puncte în partida de vineri cu CSMS Iași. Decizia demiterii lui Mulțescu a fost luată de colegiul director al Astrei, iar motivul îl reprezintă tocmai conflictele permanente dintre Mulțescu și Dinu Gheorghe. Deocamdată nu există niciun nume pentru postul de antrenor. Situație dificilă, având în vedere că marți, 30 octombrie, Astra Giurgiu joacă acasă împotriva echipei CS Turnu Severin, în cadrul optimilor de finala Cupei României la fotbal.